facem o țară ideală, care evident este transparent, toată lumea respectă regulile, toți plătim taxele, suntem tot mânui de ce am făcut, avem respect pentru partener și așa mai departe. Dacă asta este viitorul care ne dorim, atunci trebuie să fim noi la fel, nu? Atunci trebuie să... Și aici cred că ar fi important să definim într-un fel valorile care ne dorim pentru viitor și să facem și un commitment, commitment personal, că asta este comportamentul, care, asta sunt valorile la care trebuie aderat.